Radio România Regional vă prezintă proiectul Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii, 100 de personalități din cultură sau știință care au marcat dezvoltarea universală prin invențiile lor revoluționare. 100 de români care prin creativitate, muncă și curaj au adus România între țările care au îmbogățit cunoașterea umanității. Astăzi vi-l prezentăm pe Mina Minovici, născut în 30 aprilie 1858 la Brăila, într-o familie de vlah macedoneni, originar din orașul Tetovo din Macedonia. Acesta a fost cel mai important medic legist, farmacist și chimist din România, care a lăsat în medicină o bogăție imensă. Profesor dr. Vladimir Beliș, fostul director al Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici din București. Nu am avut marea șansă că am avut cursurile ca profesor de predare pe unul din șefii de lucrări al lui Mina Minovici. Deci cunoștințele lui Mina Minovici transmise prin șeful lui de lucrări direct și diferența enormă care exista între toate celelalte specialități medicale față de medicina legală au fost cele care m-au orientat spre asta. Deși era o personalitate marcantă în acest domeniu al Europei timpurilor sale, Mina Minovici a câștigat renumele cu greu. S-a luptat câțiva ani să iasă din situația materială precară pe care o avea. El n-a avut ideea de la început să facă medicină legală. Ea s-a produs această idee pe parcurs, mai ales în momentul când în 1885 a fost trimis la Paris la specializare. Provenea dintr-o familie destul de modestă și a avut de crescut și pe ceilalți doi frați, el era cel mai mare. A făcut sacrificii financiare enorme. Dar după ce a început să practice și să atașeze de această specialitate și când și-a pus și în gând să construiască institutul, a trebuit să facă sacrificii pentru că nimeni nu l-a ajutat. În 1892, Mina Minovici a inaugurat primul institut medico-legal din România, care ulterior a fost dărâmat fără să se țină seama de originalitatea arhitecturii, de faptul că a fost primul din lume. Profesorul Beliș a asistat la dărâmarea acestui edificiu atât de important pentru țara noastră. Trecând Ceaușescu pe strada Căuzaș, unde se găsea din splai, eram cu Căuzaș, a trecut cu un cortej impresionant pe zona pe care el urma să o consacre bulevardului ăsta, Marea Independența, cum se cheamă, și a făcut spre institut gestul ăsta, ceea ce pentru mine a fost clar. La începutul secolului al XX-lea, Mina Minovici era considerat cel mai mare specialist în conservarea corpului uman. Din acest motiv, el a fost invitat la decesul multor membri ai caselor regale din Europa. Rețeta lui Mina Minovici are în componență două formule, una de îmbălsămare și una de mumifiere. Prin această rețetă, Mina Minovici reușea să conserve corpurile fără să extragă organele din interior. Mina Minovici este autorul celui dintâi tratat complet de medicină legală din regiunea Balcanii. Volum de 2000 de pagini, după care și astăzi studenții din România învață tainele medicinei legale. V-am prezentat astăzi activitatea lui Mina Minovici în cadrul proiectului Eu aleg România, 100 de români pentru istoria lumii. Mâine, Radio România Regional vă propune să cunoașteți o nouă personalitate care a marcat știința sau cultura mondială.